ceea ce privește planul Juncker, aceste fonduri, este vorba de un fond de investiții strategice care va fi format cu ajutorul Băncii Europene de Investiții și cu contribuțiile cofinanțare în unor state naționale. Aceste fonduri vor veni în completarea fondurilor europene structurale și de investiții. Spre deosebire de aceste fonduri, în planul Juncker vor fi proiecte care vor fi depuse de către guverne, nu de către regiuni, și vor fi evaluate de către un grup de experți care va funcționa în subordinea vicepreședintelui Katainen. Este important ca aceste proiecte depuse de statele membre să răspundă unor obiective strategice europene și sigur că acum analizăm posibilitatea de a finanța aceste mari proiecte europene din fonduri mixte, o parte din fondurile structurale și de investiții, o parte din fondurile strategice și de investiții, în funcție de mărimea și importanța acestor proiecte. De pildă, pentru România, cred că mai multe șanse ar avea proiecte care răspund intereselor strategice, proiecte care sunt, de pildă, în rețeaua de transport europeană, ar putea avea șanse să obțină fonduri și din planul Juncker.